document care ar trebui pus în ferecătură, ca o Biblie. Istoricul corului vocal al Bulgarilor Chizătău, publicat în 1904 la Budapest, la lectura corului român, până am scris eu corul din Chizătău, cartea mea, ediția critică, el îi se atribuia lui Lucian Șepețean. La biserica din Chizătău, într-o Biblie ferecată, am găsit însemnările lui Lucian Șepețean, care spune, eu am scris această carte în anul cântare. Îi se atribuia, se bănuia că era lui Șepețean, dar acum am avut confirmarea că îi aparține lui Lucian Șepețean. O carte excepțională, care la un moment dat, el consemnează ceea ce s-a întâmplat cu corul din Chizătău, de la înființare până în anul respectiv, 1904. Două cărți valoroase, date și reminiscențe pentru istoria reuniunii române de cântări și muzică din Lugoș, culese și scrise de Predicianu, cartea apărută în 1900, reeditată mult mai târziu, în 42, tot la Lugoș. De ce reprezint asta? Că vreau, într-un minut, înainte a prezenta cartea mea, să vorbesc, să-l omagez pe Neofitul, la toamnă, de fapt în decembrie, în 17 decembrie, vechi, 29-9, aniversăm. Ar trebui să aniversăm, noi o să aniversăm, alții nu o să ne aniversez. Poate știu și noi ne aniversează, dar mulți din neștiință, din nepricepere. Aniversăm 150 de ani de la nașterea lui Vid, doitorul Banatului, omul celor mai dulci cântări românești, cum numea Iorga în panegiricul publicat după moartea sa, 7 februarie 1931. Un om care, unde se scrie undeva, dar sunt lucruri așa, niște axiome, care a contribuit la unire. Fără Vidu, eu sunt convins că nu se făcea unirea Banatului cu țara românească, dacă nu era Vidu. Să sensibilizeze, să unul care încerca să ostoiască dorul românilor bănățeni pentru patria mumă, pentru București, unde toți priveau București, în locul de unde răsare soare românismului. Ion Vidu, iar că vă apropie de Daniela Băcire, omenește de apelurile lansate de Vidu pe la 1904, de conscriere, de adunare, de sistematizare a formațiilor corale românești, care floriseră ca ciupercile, erau zeci, sute de formații corale, poate după modelul german, dar a fost, cum se spune, modelul german s-a întuit pe o turbină sănătoasă a țăranului român, bănățean, în Bucovina, care și Bucovina a fost o stăpânire austriacă. Nu s-a întâmplat același fenomen. N-au apărut formații corale. Că până la 1890 și ceva, Liviu Tepea, un pianist și compozitor lugojan, este invitat de prințul Leon Ghica la Dubrăveni, Țintul Botoșanu, să înființeze corul după asemănarea celor din Banat. Vedeau și ei că e un fenomen fantastic aici în Banat și vreau să creeze și ei corul. Ce făceau corul? Disciplina țăranii, cultiva, v-am citat acolo din acel examen estetic al țăranilor din Banat. Deci v-am spus că Vidu lansase niște apeluri, văzând indiferența țăranului român, pe lângă că noi suntem, asta o spun așa, cu mare sinceritate, totul pleacă românii, se vede că sunt talentați, inventivi, inteligenți, avem, mă lau la magazin, ăsta e adevărul, avem niște, un potențial fantastic în România, pe care de multe ori nu ne-l promovăm aici în țară. Mergem pe coclav undeva și îl promovăm și rămânem uimiți de ce facem un român prin America sau prin Elveția, sau nu știu unde. Și mai s-a întâmplat să vină unul licențiat în Oxford la România și a plecat înapoi că nu l-a angajat nimeni. Deci nu mă interesează cine care e Oxford. S-a întâmplat chestia asta. Vidu, văzând indiferența, indolența corurilor țărănești, se scrisese de doar câteva din statele Banatului, lansează un apel poruncă, până atunci era rugăminte, și lansează un apel poruncă, a vrut să vă citesc, n-am păcat în traiște cartea monografia corului care a lansat în 2010. Și scrie un tăios apel poruncă, zice, vă poruncesc, înscrieți-vă, suntem un popor de lăsător și lene și talentat. De ce preluăm tot ceea ce este rău de la germani, de la maghiari? Deci ei n-au venit aici, puși de talentul, din necazuri, din nevoi, au venit să găsească pământul de stelenite. Nu cele mai valoroase elemente din Germania, din Lombardia, din Alsace au venit aici în Banat. Noi am avut întâietate. Cine a făcut prima orchestră simfonică, camerală? Românii. Cine a făcut? Dă niște exemple concludente. Final încheie, trezvie și muncă mărite nație română. Și asta o țin minte, că asta e și îndemnul meu pentru român.
general, trezire și muncă. Am vrut să-l omagez primul titlu la toamnă, să văd dacă domnul Hrinoschi a plecat, care are un rol acolo, Consiliul Județean, cred că nimeni nu va face nimic. Muzeul din Lugoj va face ceva, dar restul va fi o amorțeală generală, o adormire generală și o indiferență păguboasă. Mă voi strădui și eu să fac ce se va putea. Acolo Daniela știu că se va strădui și la Timișoara, vom ține legătura, vom colabora cu domnul Radu Ciprian Pop și cu doamna Simona Stoița, vom colabora și vom încerca să aducem în memoria și în conștiința tinerilor, elevilor, publicului larg, imaginea lui Vidu, omul providențial pentru români, pentru unirea cea mare. Și acum trec 5 minute la cărticica mea, Vasile Ivan. Este prima monografie dedicată unui bănățean, unui muzician bănățean, primul muzician bănățean care a scris o simfonie. Era subintitulat Vasile Ivan, Părintele Simfonismului Bănățean, absolvent de Cluj, o facultate, cum să spun, de excelență. La Cluj a absolvit în general bănățenii, într-o anumită epocă. Eu sunt de București, dar nu mă craponez să mă rog de București, mă apreciez Clujul. La Cluj s-a dat s-a afințat prima linie de doctorat, la Cluj s-a dat doctoratul datorită lui Toduță, primul doctor în istoria muzicii românești, Sigismund Toduță, venit de la Santa Cecilia, de la Roma. La Cluj a absolvit Nicolae Uslu, o să mergem la Șanovița, să ne închinăm la casa lui. Tare mi-e teamă că o să găsesc ceva de regulă acolo, să vorbesc cu primarul, să amenajăm un muzeistic la Șanovița. Fac pe banii mei dacă nu oferă nimeni nimic. Să las ceva, să mă pomenească cineva cândva. Nicolae Uslu, cine mai are legătură cu Clujul? Traian Grozăvescu. Traian Grozăvescu a fost epistolic la Cluj, a avut un mare stăpân acolo, mai să povestesc întreagă. Într-o seară, directorul Dimitrie Popovici Baiu l-a obligat să cânte în acea seară într-un rol în două spectacole succesive. Nu știu cum poți să plătească, el a refuzat. A fost dat afară, a fost să plătească o amendă. Și așa poate a fost pe bine lui, pentru că s-a dus la Viena, așa s-a lansat. Dacă rămânea la Cluj, poate rămânea un tenor oarecare. Nu prea băgau românii în seama. A ajuns la Viena, s-a lansat, a plecat la Berlin, la Praga, de mare scene, urma să aibă un contract la Metropolitan Opera și, mă rog, într-un exces de gelozie, o soție nedreaptă l-a ucis. Vasile Jacques a ajuns la Cluj, la conservator din Cluj, în 22. Nu l-a mai dus pe Traian Grozăvescu. A fost colegi cu alți bănățeni acolo la Cluj, în 28 absolvit. Deci fac o paranteză. Câte lucruri greșite, să nu preluați de pe internet tot ce se vinde pe internet. Ani greșiți, date greșite, chiar și în cărți. Mi se mai scapă și mie. Vin pe o ediție, mă corectez în drept, mă duc la documente primare, mă uit aici la cercetători care caută ziare de epocă, surse, cărți îngălbenite, oameni care își pleacă coatele pe bănci, pe pupitre de la biblioteca, arhive, unde cam bate vântul. Nu prea văd pe acolo. Nu prea văd universitatea cu titlul înalt, nu prea văd conferențiari. Mai vorbesc cu un student care spune că s-a dus și a cules informații pentru nu știu care e universitar. Oameni care își facă niște timp la posare. Zbura ieșită la suprafață după Revoluția. Și aici, cei care sunt prezenți, mă bucur, sunt aici, sunteți oameni aleși și vorbesc, de așa și vorbesc cu ăsta, pentru că știu că mă află în fața unor autentici profesioniști din diferite domenii. Vasile Jac este singurul bănățean care a absolvit o renumită școală occidentală, Scola Cantorului din Paris, fondată de Vincent Dendin, un mare compozitor, l-a marcat și pe Vasile Ijac, care după absolvire a stat 2 ani acolo. După Cluj a plecat, pe urmă, cine l-a subvenționat? Un om inimos, poate o instituție a statului, ca să stea 2 ani acolo la Paris, din 28 până în 30, să învețe cu Vincent Dendin și cu alți mari maestri. Când se întoarce de la Paris, începe să pună în practică ceea ce a învățat. Este primul compozitor care prelucrează în forme mari, simfonice, folclorul, are legătură cu ceea ce facem noi aici, folclorul românesc bănățean. În 1928, la absolvirea facultății conservatorului de muzică și declamațiune din Cluj, vremea aceea era un gemenat, se făcea șarpă dramatică, cadrul aceeași instituții și muzică, Vasile Jacques era prevăzut ca un tânăr, poate, de cea mai mare perspectivă în istoria muzicii românești.
Era privit ca, un om aureolat, era un om talentat, provenit într-o familie modestă, fiul de cojocar. Eu, ca să îndulcesc un pic aici, am scris la început, maestru tăbăcar a scris și fiul, din păcate nu-i prezent aici, Virgin Miloia. Timișoanii îl cunosc, fost scenograf la Teatrul Național, fiul Ioachim Miloia. Dacă venea la Simeon de Lille, mi-a spus că ar fi vorbit puțin de Ioachim Miloia. Cel care a făcut săpătura, a cercetat aici la Berlin, în 34 atunci, când era foarte demografice, a descoperit fundația vechii biserici, fundația de piatră. Un om, cum să spun, scripit de genii acestui Ioachim Miloia. S-a scris la 40 de ani, s-a consumat ca și de Eminescu, ca și Mozart. Prin niște mecanisme te consumă, dai tot ce mai bun, dai genialitatea din tine și la 40 de ani te duci sau 30 de ani. Așa că mai bine să te apuce mai târziu boala asta, așa, publicisticii până la 40-50 de ani, ca să mai reziști până la nu știu cât. Simeon spunea Costică, trage cât poți, că nu știi când începi să obosești. Că-i 60 de ani, că-i 70, unii rezistă și la 80. Și scopul nostru este să dăm tot ce putem mai bun din noi, cu speranța că avem ceva bun în noi, până când putem. Și până când ne retragem așa discret, ne luăm și un baston. Deci nu pentru mica. Da, nu pentru asta așa. Pentru mica noastră nemulire. Când se întoarce de la Paris, Ijac, o să știu să mă opresc, dar unde vorbesc, dar nu vorbesc. O să lași pe Simeon, ceva că, cum se spune, Simeon mă cunoaște cel mai bine, am petrecut cu 30 de ani și ne cunoaște reciproc și ne prețuim și el fiind mentorul meu, eu sunt învățăcelul lui Simeon. Și voi fi până și la 70 de ani, voi fi învățăcelul tău. Este universitarul meu. Eu am suferit că am terminat la facultate, ați simțit și voi. Te desparți de niște mari maestri și parcă te simți așa singur și izolat. Ai mai vrea să ai un maestru care să-ți mai dea niște teme, să te trimite la biblioteci, dacă o faci singur bine, dacă nu o faci, rămâi așa, te izolezi, te pierzi. Și eu l-am găsit pe Simeon și l-am luat ca pe universitarul meu care m-a completat în continuare studiile și care îmi transmite învățături și experiența lui și înțelepciunea lui. Când s-a întors de la Cluj, încă în perioada de la Cluj, când s-a întors la Paris, a început să pună în practică ceea ce a învățat la Paris. La Paris era în vogă, mă rog, noile curente muzicale, noua școală vieneză, Schönberg, Webern, Alban Berg, noua școală vieneză. El cunoaște bine curentele, îi amintește, pomenește aici la Dedo, să vedeți niște articole scrise de el, estetico-filozofice, niște cronici, un portret, un omagiu adus lui Enescu, era fascinat de Enescu, era modelul lui, mă mărturisește, și scrie un ciclu de cântece, de piese, de miniaturi pentru pian, clipe vesele titulează, numite hedonisme, șase caiete hedonisme din mare ciclu clipe vesele, în care, pentru prima oară, cred că literatura pianistică românească pune în practică niște structuri de putentă impresionistă, preluate de la Debussy, de la Ravel. Pe anumite locuri alunecă și spre muzica tonală, preluată din muzica dodecafonică, atonală, promovată de reprezentanții unei școli vieneze, pe care nu o duce mai departe. El se cartonează într-un anumit limbaj, post-enescian, și așa cum vă spuneam, elaborează, primul bărățean care elaborează sinfonismul în muzică. Compune o sinfonie, sinfonia întâi. La începutul rapsodie bărățeană, numită la începutul română, care se cântă la Radio București, în direct, în prima audiție, de orchestra radiodifuziunii române. Doar să vedeți un program de radio București din 32, dirijată de George Simonis. Compune sinfonia întâi și, ce mai important, sinfonia a doua pe care o prezintă la un mare concurs, cel mai mare concurs de compoziție din istoria muzicii românești, înființat de George Enescu, prezentat de George Enescu. Premiul Național de Compoziție George Enescu. Și în 1937 participă cu sinfonia a doua și cucerește laurii, primește o mențiune întâi onorifică. Face parte dintr-o selectă grupare de compozitori bănățeni. Există 6 compozitori bănățeni laureați cu diferite premii a acestui mare concurs de compoziție, Premiul Național de Compoziție George Enescu. Ulterior, cum scriu cartea mea, cade într-un anumit cont de umbră, bucureștenii nu-l mai agrează, nu se mai cântă,
autorul prefeței, un coristor al muzicologiei, Grigore Constantinescu, mărturisește cu sinceritate că nu știe despre acest Vasilișan, a citit cu interes cartea, o să primi cartea, probabil că o să o promoveze la București. Doamna Simona Stoița, sunt sigur că o să-mi pună la punct un CD cu materiale aflate în fonoteca radioului Timișoara, pe care să multiplice și pe care să-l adăugăm. O să vă doresc fiecare un CD și să trimite la București, să se asculte, să vadă studenții, elevii și să cunoască câteva date despre Bănățeanul care a scris pentru prima oară o simfonie, Vasile Ișa. Bănățeanul pornit din Caransebe și o să vedem și la Caransebe să-l lăsăm și care și-a încheiat activitatea la Timișoara ca decan la Facultatea de Muzică, profesor de armonie, contrapunct, teoria instrumentelor și orchestrate. M-aș fi bucurat să văd un interes din rândul profesorilor de la cu titluri înalte, de la Timișoara. O să fac o lansare și la Timișoara, nu zic mai multe, sper să fiu onorat de prezența lor, sper să profesc un program muzical, să vedem dacă îi va sensibiliza Vasile Ișa, dacă voi găsi receptivitate și înțelegere în anumite medii suspuse din învățământul muzical timișorean. Atât nu vreau să lungim, că sunt oameni mai importanți decât mine care o să-și prezinte cărțile și de asemenea o să aștept din partea dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte din experiența dumneavoastră și din gândurile dumneavoastră. În loc pe Simion, să vină continuare.